Oana Ciocan este războinica eliminată în această săptămână la Survivor România. Oana Ciocan a fost deja surprinsă, alături de Jador, în București. Și, așa cum se anunța, ea a fost eliminată de la Survivor imediat după ce a ajuns în jungla din Dominicană. În această săptămână, la Survivor All Stars, războinicii pierd imunitatea. Ștefania câștigă colanul pentru imunitate. Lola va fi propunerea echipei războinicilor și Oana Ciocan, după îndelungi rugăminți, reușește să o îndupălece pe Ștefania, în ciuda dorinței producătorilor să o nominalizeze pentru eliminare. În mod evident, Oana Ciocan pierde duelul cu Lola și va fi eliminată. Eliminată după aproape două săptămâni petrecute la Survivor, Oana Ciocan s-a grăbit să plece din Republica Dominicană spre România. Desigur, a și ajuns repede, mai ales că, acum mai bine de o săptămână, ea a fost văzută alături de Jador la o clinică de înfrumusețare.